Asta este în următoarea zi. Și acolo se vede muntele, care eu cred că este Olimp. Sper să nu mă înșel. Dar cât de Dumnezeu se vede. Incredibil. Și asta este chiar de aici, din piața Aristotel, pe timp de seară. Bună seara! Este aproape ora 7 și am ieșit un pic prin oraș și cu ocazia asta vreau să vă arăt și Tesalonicul. Și vreau să vă mai povestesc așa cam cum este după 2 săptămâni de stat aici, ce am observat, cum mi se pare, ce e diferit, ce e asemănător, care e atmosfera, cum e orașul, cum ne place, cum ne-am acomodat, nu știu, chestii de genul ăsta. Așa că hai să mergem spre centru și povestim în timpul ăsta. Primul monument cel mai aproape de noi este Rotunda, care este aceea de acolo, se vede în depărtare cum sclipește frumos în soare și mergem înspre ea. Acela a fost un templu, de fapt, care a fost închinat mai multor zei de-a lungul timpului și la un moment dat a fost chiar și o biserică creștină. Și a fost comandată construcția acestui templu și a unei porți, pe care o să vă arăt după, care erau, de fapt, conectate rotunda și cu poarta aceea, a fost comandat de Galerius în secolul IV, de împăratul roman Galerius. Și în cea mai mare parte era doar un templu foarte mare care arăta oamenilor puterea pe care o are împăratul Galerius și a rămas de-a lungul timpului ca simbol sau unul dintre simbolurile orașului Tesalonic. Și este o construcție foarte mare și foarte frumoasă și foarte rotundă. Mergem înspre ea și vă arăt și de mai aproape. Astăzi, spre deosebire de toate celelalte zile, fiind a doua zi de Paște, adică luni, este foarte liniște și totul foarte închis. În general, sunt pe aici peste tot, se văd magazine și restaurante și pizzerii și împinge tava și tot ce poți imagina de mâncare, de băut, de îmbrăcat. Și forfotă continuă, chiar și la ora asta, acum e cam 7. Foarte multă agitație, dar acum este mult mai liber. Deci să nu vă faceți o impresie, să nu credeți că este așa cum este acum în general, pentru că acum este o super excepție. În general este mult mai haos. Și asta este rotunda de aproape. Acum se poate vizita, este în continuare o biserică. Dar nu cred că vom intra, cred că vom intra în altă zi. Oricum nu cred că am voie să filmez în interior. Dar așa este rotunda. Și cum ieși din curtea ei, dacă o iei pe aici, pe strada asta și mergi tot în față, vă arăt imediat. Ajungi la această poartă colosală și gigantică, care era cândva legată de rotundă de acolo. Și încă rezistă, vă dați seama, deci a fost construită în secolul 4 și suntem în secolul 21, adică acum 17 secole, enorm! Și încă rezistă extraordinar de bine, mi se pare incredibil. Adică nu e incredibil, sunt convinsă că altele rezistă poate și mai bine, dar așa se rezistă foarte bine, încă se văd și detaliile care erau sculptate. Da, foarte nice. Și încă o chestie foarte tare. Aici, mereu în capăt, se vede marea, care este cea mai tare chestie posibilă. Iubesc maxim, ador chestia asta. Și asta este centru vechi, da, apropo. Aici e foarte haos. Acum, cred că e la 20% față de cum e în general. Dar sunt foarte mulți tineri pe aici. Gen, super mulți tineri. Ce faci, Zumica? Mă, fată, mă, gata, nu se ridică mine, gata. Dar nu știu dacă pentru că e oraș studențesc, dar sunt foarte mulți tineri, adică adolescenți, mulți dintre ei, care stau pe centru. Hai, că mergem până la faleză. Și aici sunt foarte multe chestii de mâncat. Gen... de astea, de luat pizza la felie și tot felul, pasta bar, whatever.
Și sunt toate destul de ieftine, adică, nu știu, undeva la 3-4 euro maxim. O felie de pizza e 1 euro, 1 euro jumate. Și e mare, adică chiar e foarte mare. Asta cred că e cea mai ieftină zonă, dacă vrei să ții de mâncare de pe aici. Bine, sincer, din câte am observat în aceste 2 săptămâni de când stăm aici, e mult mai scumpă mâncarea dacă îți iei, dacă îți comanzi, decât dacă te duci la un local sau la o tavernă. În general e mai ieftină, nu știu de ce, nu știu să vă zic. Dar noi cel puțin chiar avem niște terase pe acolo pe lângă noi, unde e cam ca la noi. Adică, ca preț mă refer, sunt cam aceleași prețuri. Hai să vă mai arăt niște ruine pe aici. Astea sunt niște ruine, mai există încă o serie. S-au tot dezgropat de-a lungul timpului. Dar au fost descoperite, nu știu, foarte recent, în ultimii 20-30 de ani. Când voiau să construiască ceva, o clădire, nu mai știu ce exact. Și astea sunt ruinele vechiului oraș. Și astea fac parte tot din ruinele vechiului Forum Roman. Deci din secolul 2. Nu știu dacă poate chiar din secolul 2, dar da, în principiu din secolul 2 datează aceste ruine. Și dacă mergi tot în față pe strada aia, ajungi, bineînțeles, la mare. Și fix aici unde ajungi, mă rog, toată lumea traversează aiurea aici, n-are nimeni nicio treabă. Și semafoarele, băi, eu n-am văzut semafoare atât de dubioase în viața mea, gen. Se face verde și aproape instant se face roșu. Da, poți traversezi fără niciun fel de problemă. Da. Acolo ajungi la Turnul Alb. Adică aici ajungi la Turnul Alb care este acolo. Și aici e mult, 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 mult mai aglomerat. Aici cred că e toată lumea, de fapt. Toată lumea care nu e în oraș este pe faleză. Și acesta este Turnul Alb, care nu a fost dintotdeauna alb. A fost vopsit alb în momentul în care grecii au recuperat orașul Tesalonic de la otomani. Pentru că a fost ocupat destul de mult timp de otomani și când l-au recuperat, au vopsit turnul ăsta alb și l-au făcut simbolul orașului, în simbol de pace. Înainte aici erau aduși prizonierii și erau torturați și chinuiți de către cei care îi capturau. Deci nu era nimic foarte amuzant la mijloc. Oh, wow, uite o paradă militară. Cu ce ocazie? Oare de Paște? Aici poți să mergi pe faleză până hăhăt, departe, până acolo se vede, este o clădire roșie. Am mers noi acum câteva zile până acolo e faleză. Apoi poți să mergi în continuare, dar nu mai e faleză și acolo cred că începe o suburbie, deja nici nu știu dacă mai e chiar fix Tesalonic. Dar uitați ce priveliște superbă, Doamne, ce am prins, minunat. Nu știu, eu sunt foarte încântată de ce se întâmplă aici. Și e lungă faleza pe partea aia. Și încolo o să mergem acum să vă arăt și centru, cel mai centru din centru. Băi, mie sincer, până acum chiar îmi place foarte mult orașul și spiritul lui așa. În primele zile a fost foarte
Mi s-a părut un pic prea agitat, nu înțelegeam nimica, era în continuu somn. Era, nu știu, te obosea foarte tare, dar acum am început să mă obișnuiesc, am început să mai învăț așa un pic și pur și simplu îmi place pe zi ce trece mai mult, deci nu știu, nu îi găsesc așa foarte multe cusururi. Ori mă săturasem eu foarte tare de București, ori chiar e o foarte mare diferență. E foarte curat și străzile sunt foarte frumoase, nu știu cum să vă zic. Sunt frumos amenajate, sunt foarte multe zone pietonale, e plin de cafenele și de restaurante. Și ai ce face, adică chiar ai ce face. Nu te plictisești, cel puțin până acum noi nu prea ne-am plictisit. Și suntem deja de 2 săptămâni, bine, și lucrăm în timpul ăsta, nu vizităm chiar non-stop, dar ai ce face. Chiar și numai marea, să o vezi, să o vezi pur și simplu în fiecare zi și mi se pare genial. Mergem să vă arăt și centru. Și acum încerc să vă fac așa un fel de tur, ce e de văzut în Tesalonic într-o zi, dacă vii să vizitezi. Asta plus Anapoli, ce v-am arătat data trecută, dar nu mai merg până acolo pentru că e undeva pe deal și e un pic mai departe de unde suntem noi acum. Dacă tot mergi pe faleză, la un moment dat o să ajungi aici și anume în piața lui Aristotel sau centrul lui, da, piața lui Aristotel, dar nu e piață în sensul de piață, e piață, e gen centru. Și acolo este Aristotel, care privește asupra pieței lui. Și clădirile din jurul acestei piețe au fost proiectate în 1918 și au fost construite abia în 1950. Și atunci au mai fost renovate de câteva ori, dar arată foarte bine, adică toate sunt într-o condiție super bună. Nu știu, și sunt foarte frumoase. Și se vede că au fost proiectate în același stil. Adică toată piața, dintr-un capăt în altul, și e destul de lungă, are clădiri care toate sunt cam în același stil. Adică toate sunt în același stil. Și e super haos. Și acum gândiți-vă că este Paștele. Deci, în general, e și mai rău decât atât. Adică mai rău, mai haos. Și aici, bineînțeles, că sunt foarte multe cafenele și locuri unde poți să stai să bei o bere. Și în capăt de tot, nu știu dacă se vede, hai că trec de astea și vă arăt, se vede orașul super frumos pe deal. N-are nicio treabă câinele ăsta. Ce comințe l-aștepta el la semafor? N-avea și el o treabă în partea cealaltă. Dar e de aici, de-a locului. Și pe aici sunt câini vagabonzi, dar sunt huge, sunt enormi. Sunt cei mai mari câini pe care i-am văzut în viața mea. Sunt mari și super grași. Toată lumea cred că le dă de mâncare. Nu sunt neapărat agresivi, adică, na, pe zumă o mai mârâie, dar cu oamenii n-au nicio treabă. Dar sunt, băi, enormi. Stai să mai văd încă unul. Ăsta era unul mic. Stai să vă arăt unul mare. Sunt efectiv enormi. Sunt ca niște urși, nu sunt niște câini. Sunt niște urși de centru. Deci ăsta este unul dintre ei. Nu știu dacă vă dați seama cât este de mare, dar e efectiv enorm. E foarte prietenos, doar că e foarte, foarte mare. Și mai e unul mai mare decât ăsta. Și mai sunt, de fapt, câțiva. Să nu vă speriați de ei. Dar dacă aveți câine, să știți că există. Ori să o ocoliți dacă aveți un câine agresiv. Sunt aici, e teritoriul lor. Și la trăboschetarii, for some reason. Mă rog, hai că ne mai plimbăm pe aici. Și acolo în capăt se vede, acolo cred că e Napoli, de fapt. În capăt de tot. Se vede orașul super, super frumos. Hai că muream de foame și ne-am oprit aici. Și au și burger veggie, wow, care mi-a spus chiar că e vegan, am întrebat. Hai să vedem cum o să fie, sper să fie bun. Și a fost 3 euro. Nu, nici măcar. Da, 3 euro, 2,70 euro. Deci, ăsta este burgerul veggie. Burger. Îi dau un 5. Maxim, cu indulgență. Ca mergem. Dar pe acest burger veggie și Tom și-a luat ceva, un gyros. Asta este doar jumătate, era enorm ce și-a luat el. Am dat 8 euro. No. 90%. O să bag un deget în nas, poate merge mai repede. Hai. Deci asta este viața cu internetul în acest oraș. Încerc să încarc un videoclip de sub un minut, de 5 minute cel puțin. Și ne tot plimbăm pe străzi pe aici să vedem unde prindem internet. Da. 96%.
Și după aia vă mai arăt încă ceva, dar stați așa să postez asta. Și am mâncat cel mai oribil hamburger pe care l-am mâncat în viața mea, a fost absolut groaznic. Adică 5 este mult prea mult, primește un 3 acum și era și mega fierbinte și mi-a fript cerugurii. 96, încă. 97. 99. Stai, zumiții. Stai, fetița mică. S-a postat, gata, gata. Gata. Puteți să mergeți pe TikTok să-l vedeți, pentru că acolo l-am postat. Și asta este viața mea cu postările pe TikTok. În acest oraș și oriunde, nu doar pe TikTok, orice încerc să postez durează forever, zile întregi. Mă rog, ideea este că de acolo din piața lui Aristotel, dacă mergi un pic pe străduța aceasta, vreau să vă arăt un loc super, super, super drăguț pe care l-am descoperit absolut din întâmplare, dar mi se pare super nice și chiar vreau să vi-l arăt. Și nu știu de ce nu ne-am gândit să mâncăm aici, așa am mâncat porcăria aia de hamburger care a fost oribil, deci ha, mi-a mai pars și cerugurii. Nu mâncați acolo, nu recomand. Și aici, dacă faci stânga, intri pe acest gang. Ăsta scria, când am căutat pe Google, scria că e cartierul evreiesc, dar bine, în timpul zilei e mult mai animat. Acum, având în vedere că e Paștele, din nou, este totul absolut închis. Dar uitați-vă un pic cât de drăguț este locul ăsta. Este un gang. Și sunt materase așa super colorate și super drăguțe. Și pe partea cealaltă tot la fel. Este absolut super drăguț. Nu știu. Am zis că trebuie neapărat să venim aici să mâncăm. L-am descoperit tot când era închis. Și alte terase. Și terasa din capăt este deschisă. Am fost acolo și am mâncat, chiar o mâncare bună. Și multe chestii vegane. Am găsit și fasole, care era super bună. Uitați cât de drăguțe, nu știu, ești chiar grădiniță. Pe mine mă încântă. Și cu stegulețe. Îmi pare rău că e întuneric, nu știu cât o se vadă, dar... Uite, ăsta e vegan. Și vegetarian. Da. Și este foarte aproape de piața lui Aristotel. Dacă vreți să veniți în Tesalonic și vreți să veniți aici, chiar vă recomand. Este super drăguț. O să mă întorc într-o zi și o să mă... Și o să vă și spun cum este. Dacă vreți, probabil că o să postez pe Instagram. Deci mai bine intrați acolo să vedeți. Că aici nu știu dacă o să mai fac încă un video, o să vă arăt doar locul ăsta. Dar mergeți pe Instagram, că acolo sigur o să vedeți. Și acum merg să vă mai arăt o biserică foarte drăguță. Eu n-am mai văzut în viața mea o biserică cum este aia. Și apoi mai mergem și la Hagia Sofia, care este, cred că, cea mai mare biserică din Salonic, ortodoxă. Și după aia cred că o să încheiem acest tur. Și dacă vreți să vă mai spun altceva, vă rog să-mi spuneți în comentarii topicuri sau chestii pe care vreți să vi le mai arăt. Dacă aveți idei, dacă aveți sugestii, dacă aveți chestii pe care vreți să le știți, scrieți-mi acolo și eu o să le citesc și o să încerc să acopăr tot ce vreți să știți. Dar hai la biserica aia care e super, super nice, credeți-mă, trebuie să o vedeți. Cum mergi tot pe aceea stradă din piața lui Aristotel, ajungi la această biserică. Asta este o biserică. Care se numește Sfânta Teodora. Dacă ajungeți pe aici și vreți să o căutați, puneți pe Maps Mănăstirea Sfintei Teodora și ajungeți aici. Dar e, nu știu, foarte impresionant. Eu chiar n-am mai văzut. Da, să văd, să nu calce vreo mașină, pentru că, bineînțeles, că pe aici se traversează pe mijlocul drumului. Ca să vă arăt și de mai aproape. Din păcate, nu cred că se poate vizita. Sau poate doar în timpul zilei. Am mai trecut o dată pe aici și era tot închisă. Nu știu când se poate vizita. Nu știu care e programul de vizite. Dar este foarte, foarte impresionantă și foarte frumoasă și foarte mare. Se vede că e biserica, dar în spate cred că e... De fapt, nici nu știu ce e, sincer. Dar este foarte frumos. Dacă vreți să veniți să o vizitați. Și aici, dacă mergi tot în față, o să ajungi la Hagia Sofia. Și acolo mergem acum. Și în general, pe toate străduțele adiacente sunt doar terase și cafenele și restaurante și baruri și puburi în tot centru. Sunt, nu știu, sute,
mii, cred că sunt câteva mii de fapt. Efectiv, pe fiecare străduță, străduțe foarte înguste și pline, pline, pline de cafenele. E un fel de centru vechi, doar că e foarte mare, enorm. Și pietonal, bineînțeles. Și aproape am ajuns la Hagia Sofia. Și găsești foarte multe restaurante vegane cu specific vegan și fast food-uri cu specific vegan și mi se pare, nu știu dacă doar mi se pare mie, dar mult mai ieftine decât la noi. La noi mi se par foarte exagerate, cel puțin astea vegane, nu știu de ce sunt atât de scumpe, n-am înțeles niciodată. Legumele sunt cele mai ieftine materii prime din care să faci mâncare, nu o să înțeleg vreodată de ce costă 20 de lei o supă de legume. Dar aici chiar sunt destul de ieftine, nu știu, gen 3 lei, 4 euro maxim. Ceea ce la noi nu prea mai găsești, adică să-ți iei, nu știu, un burger cu 3 euro, nu există așa ceva. Stai să vă arăt și mănăstirea. Eu vorbesc chestii foarte random, ce-mi mai aduc aminte. Și again, dacă mai aveți chestii pe care vreți să le spun, scrieți-mi-le. Și asta este Hagia Sofia, care este un fel de catedrală, deci din Tesalonic este cea mai importantă și cea mai mare biserică. Acum este închisă, nu i-am strigat gardul ca să ajungem aici. Și atunci ești... Ai folosit spațiul ăsta, ai folosit ca și parc, am mai trecut pe aici și oamenii pur și simplu vin, stau, se joacă, sunt acolo niște oameni care joacă badminton, vin oameni cu câini, e super lejeră treaba. Și acolo e o clădire super frumoasă, aceea de acolo. Da, mi se pare foarte nice că aici sunt oamenii și relaxați. Noi odată am jucat badminton în parc la Crețulescu, nu știu dacă sunteți din București, dacă știți, mă rog, este un parc din centru și acolo este și o biserică, care este practic în parc, adică nu eram în curtea bisericii și a venit preotul și a început să țipe la noi și să ne facă super scandal că de ce ne jucăm badminton acolo. Ne jucam badminton, chiar nu făceam nimic super special. Și aici oamenii efectiv stau în curtea bisericii și se joacă badminton. Paradoxul vieții mele. Da, oamenii mi se par aici mult, mult mai calmi și mai liniștiți și mai chill. Bă, dar și când se ceartă, se ceartă, frate. Am prins o ceartă, cred că se iau la bătaie femeile alea. Dar în afară de asta, în general, sunt foarte chill. Și nu există chestia asta. Hai să vă mai spun încă o chestie, dacă tot stau acum la povești. N-am văzut să existe chestia asta, nu știu, doar în București, nu știu dacă e doar în București sau e peste tot. Dar asta cu locurile de parcare, în București cel puțin, noi ne-am certat la un moment dat cu un vecin pentru că era locul lui de parcare de pe stradă. Își însușise un loc de parcare de pe bordură. Aici n-am văzut să existe așa ceva. Fiecare parchează unde apucă, n-am văzut să fie locul cuiva undeva, pentru că efectiv parchezi pe fiecare colțlon, pe fiecare colțișor, pe fiecare dâmb, pe fiecare deal. Nimănui nu prea-i pasă. Oh, am și niște lumină mai nou. Da, asta mi s-a părut iar încă o chestie foarte tare. Și în general, nu știu, oamenii mi se par mult mai calmi și mai liniștiți. Și mi se pare că se ceartă mai puțin. Și nu știu. Sau poate și din cauza că nu înțelegem ce spun, poate și asta să fie, nu garantez că nu e așa, dar mie mi se pare viața mult mai liniștită aici decât mi se părea în București. Acolo era haos complet, oamenii se certau în continuu, din ce am observat eu, sau poate cu mine se certau în continuu, nici nu știu, dar nu se întâmpla să ies din casă fără să se certe cineva cu mine. Nu pentru că îmi doream neapărat eu chestia asta, pentru că pur și simplu veneau la mine și începeau să țipe. Am tot pățit lucrul ăsta. Mâna sus, cine știe că așa se întâmplă. Dar aici, da, nu știu. V-am zis, nu știu dacă e din cauza limbii sau din alte motive, dar e mult mai ok. Bine, păi aici cred că voi și încheia cu acest tur. Mai stăm cu Zumiță să se joace aici, pentru că se pare că vin mulți oameni cu câini și putem să o lăsăm și liberă, pentru că e îngrădit, deci e absolut super. Și ăsta a fost cu turul orașului, ăsta a fost cu impresiile noastre. Noi, în general, suntem destul de bine, chiar ne-am acomodat super bine până acum. Abia aștept să mergem în Atena, să schimbăm iar peisajul, nu știu, mi se pare extraordinar. Și când ajungem în Atena, ne-am hotărât și unde mergem mai departe, dar vă spun când ajungem acolo, adică peste încă 2 săptămâni. Până atunci, nu uitați, like, subscribe, vă mulțumesc că m-ați urmărit și pa!